Cum comentați dialogul de la distanță pe care îl poartă Răzvan Burleanu cu Gigi Becali în acest moment? Cere nume de arbitri care au luat șpagă de la Gigi Becali. Gigi Becali vrea o întâlnire cu acesta. E normal ca Feșnic să-i răspundă lui Gigi Becali la mesaje? Doamne, noi pentru că a greșit Feșnic. A greșit și a greșit rău de tot. A stricat campionatul. Convingerea mea este că el a trebuit să pună batista pe țambal și eventual să-și ceară scuze, să spună: domne, am greșit, ăsta e nivelul meu, n-aveți ce să-mi faceți. Domnule Dragomir, mă iertați că vă întrerup acum, dar dacă el a greșit, avea un arbitru VAR care trebuia să-i spună: suspiciune de cartonaș roșu, du-te și uită-te. Aici ar trebui Vasara sau Burleanu să le dea un an de suspendare la toți. Dar vedeți, mai greșesc de acum înainte? Păi nu, dar se lasă, că eu n-aș mai face arbitraj dacă m-ar suspenda un an de zile. De ce să mai... No, un an, doi, să le dea. Altfel n-ai, tămeni, nu stârpești niciodată. Că aici nu e prostie. Aici a fost rea voință. Nu l-ai văzut pe primul. Dar nu-l vezi nici pe al doilea și nu vezi nici că a luat-o cu mâna în careu. Trebuie să... Vorba lui Porumboiu, trebuie...